În stagiul de practică veți desfășura activități și măsuri de ordine publică împreună cu colegii noștri care vor fi tot timpul prezenți alături de voi pe toată durata stagiului de practică. O nouă serie de elevi ai Școlii Militare de Subofițeri de Jandarmi de la Drăgășani va efectua stagiul de practică la Inspectoratul Județean de Jandarmi Olt. Viitorii jandarmi sunt convinși că pe durata celor 2 luni și jumătate de practică vor putea face față tuturor provocărilor acestei meserii. Ce așteptări ai de la acest stagiu de practică? Am așteptări mari pentru că vreau să mă implic, n-am venit doar să stau degeaba și vreau ca să plec mult mai pregătit din acest stagiu de practică decât când am ieșit din școală. Îmi doresc să învăț cât mai multe lucruri, îmi doresc să devin o persoană devotată acestei meserii. Și crezi că acest stagiu de aici de practică te va ajuta? Da, deoarece voi efectua stagiul de practică cu profesioniști. Participanții la acest stagiu de practică vor fi repartizați la subunitățile din Olt și vor fi dați în subordinea unor tutori profesionali, care îi vor învăța tot ceea ce trebuie pentru a-și îndeplini viitoarele misiuni la care vor lua parte. Este a doua serie de elevi care participă la acest stagiu de pregătire la Inspectoratul Județean de Jandarmi Olt. Pe parcursul stagiului de practică, elevii vor fi repartizați alături de tutorii profesionali și vor fi în cadrul tutorilor de ordine publică, vor avea atrageri, misiuni specifice și toate misiunile la care elevii noștri vor participa, vor fi și ei prezenți alături de tutorii profesionali. Anual sunt cel puțin câte 2 serii de elevi și o serie de studenții ai Academiei de Poliție care desfășoară stagiul de practică la noi în unitate. Această serie este prima din acest an? Această serie este a doua din acest an. Au mai desfășurat un stagiu de practică. Elevii Școlii Militare de Subofițeri Jandarmi, Drăgășani, au încheiat stagiul de practică săptămâna trecută. O parte dintre cei care fac practică în subunitățile de jandarmi din Olt vor ajunge la finalizarea studiilor să fie angajați ai Inspectoratului Județean de Jandarmi. Numărul lor depinde de posturile libere raportate de instituție, dar și de mediile de absolvire ale acestora.